Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă. Invitatul de astăzi este Andrei Croitoru. A crescut într-o familie de credincioși, credincioși baptiști, a știut ce înseamnă biserica, a știut ce înseamnă Biblia, a știut ce înseamnă Evanghelia. Cu toate acestea, spuneam și cu alte ocazii, Dumnezeu nu are nepoți, are doar fii. Nu contează dacă părinții noștri sau bunicii noștri sau altcineva din familie este credincios Domnului, fiecare dintre noi trebuie să decidem în mod personal să fim sau să nu fim fii ai lui Dumnezeu. Cel mai înțelept lucru este să decidem să fim fii ai lui Dumnezeu. Andrei, bine ai venit la Vieți Transformate. Bine v-am găsit. Spune-ne puțin despre atmosfera în care ai crescut, într-o familie de credincioși care și căutau să-și trăiască credința. Eu am crescut într-o familie în care părinții mei au fost credincioși baptiști. Au fost 9 copii. Eu am fost al patrulea. Am fost 4 băieți, o fată și după aceea 4 băieți. Ceea ce a făcut puțin creșterea noastră mai dificilă, noi băieții angrenându-ne tot felul de activități, dar părinții mei, în special tata, ne-a condus, să zic așa, în învățătura Domnului. La noi mersul la adunare a fost lege, nimeni nu discuta dacă se merge sau nu se merge, chiar și când erau poate mici deranje în corp, nu ne simțeam bine într-o anumită privință, ne vindecam pe drum sau la adunare, cam asta era teoria. Citirea scripturii, rugăciunea erau reguli în familie, și împreună ca familie și privat. A fost rău din partea tatălui că a procedat astfel, că nu v-a dat libertatea de a alege, cum se spune astăzi. Acum, prin în urmă, nu a fost rău, pentru că a creat niște reflexe care atunci când m-am pocăit, într-un fel, m-au ajutat extraordinar de mult. Deci, pentru mine a fost ceva greu să intru în disciplinele spirituale, pentru că le-am practicat când n-am fost născut din nou. Le-am practicat cu ghilimele de regoale, că alea n-au fost autentice, da? Nu, eu cred că a fost bine, mai ales că tata a fost un om ferm, dar a fost un om foarte blând. Tata nu... am mai auzit de familii care au făcut lucrul ăsta, dar tata nu a pus o presiune coercitivă, dură asupra noastră. Deci ne-a convins să facem lucrurile astea. Cât timp am fost la el în casă. Deci eu nu cred că a fost rău la momentul ăsta. La fel cum eu fac cu copiii mei acum și nu cred că este rău. Pentru că vreau să o fac și încerc să o fac într-un mod în care să-i câștig pe copiii mei. Să le fie ușor să facă lucrul ăsta. Am avut prieteni, și eu am fost crescut în familie de credincioși și am avut prieteni care puteau să aleagă, stăteau duminica dimineața, pe vremea când eu eram mic, erau niște seriale la televizor, era La Leaua Neagră, seara era Linia Maritimă, Onedin, erau chestii vechi care, na, generațiile noi nu le știu, aveau de ales, puteau să aleagă, mergeau la fotbal dimineața când era meci de fotbal, chiar dacă era biserică, ei de la 10 erau la fotbal până la 12 la meci și aveau de ales, dar nu mai sunt în biserică acum. Da. Cum vezi aceste lucruri? Pentru că sunt convins că ascultătorii vor avea multe comentarii, nu, cum să forțez copilul să meargă la biserică, între ghilimele să-l forțezi. Da, deci eu cred că este o foarte mare greșeală din partea părinților. Da, la noi, cum am spus, la noi nu era varianta asta. Eu personal cu copiii mei, cel puțin primul băiat, pe la un an jumate, să zic așa, dacă mergeam, de exemplu, vinerea seara la adunare, o oră nu mișca în brațe la mine. Deci la propriu nu mișca. El știa că o oră trebuie să stea. Gândirea noastră nici nu e logică în momentul în care scoatem pe copiii din închinare. Eu cum o să-l fac pe copilul ăsta să se obișnuiască cu rugăciunea, cu cântarea, cu predicarea, dacă nu-l duc într-un cadru în care el să obișnuiască? Plus că eu cred că întâi trebuie început lucrul ăsta acasă. Prima mea bisericuță, dacă aș putea să zic, este acasă la mine. Adică eu practic rugăciunea cu familia ca mod de viață. Practic citirea din cuvânt ca mod de viață. Copiilor mei le place. Eu dacă îmi pun copilul seara la 10 la somn și dacă eu nu mă opresc, el m-ar ține până la 12 să-i citesc din Biblie. Dar asta pentru că am început de undeva și am început să clădesc în viața lui. E de așteptat ca lor să nu le placă la un moment dat. Dar e responsabilitatea mea ca părinte, care știu care este adevărul, să fac lucrul ăsta. Mai ales că trăim într-o generație și, cum să zic, obiecția adusă de mulți părinți credincioși vin de la oameni seculari care nu cred în Dumnezeu. Dom'le, lasă-l pe copil să aleagă. Ok, dar până să-l las eu pe copil să aleagă, îl duc la grădiniță, îl duc la școală, unde alții nu-i mai dau voie să aleagă, îl învață ce vor ei. Ei nu-i dau libertatea să aleagă, nu-i întreabă nimeni. Auzi, vrei să faci și
obiectul ăsta sau vrei să studiezi chestia asta. Nu, ei îl deja îl îndoctrinează. Dacă și nici măcar dusul la grădiniță nu este consultat copilul. Vrei să te ducă tata la grădiniță sau la școală? Corect. Nu, tata, vreau să stau acasă azi. Da, bine, stai acasă astăzi. Da, da, profesorii și învățătorii nu-i cer voie ca să îl învețe evoluția sau alte lucruri, chiar de mici, cu dinozauri, cu tot felul. Deci nu îl întreabă nimeni. Ei îl îndoctrinează, dar îmi cer mie să nu îl îndoctrinez. Mi se pare o inconsecvență crasă în punctul ăsta, din punctul ăsta de vedere. Așa și este. Eu cred că treaba mea să-l blindez până iasă. Și așa copiii noștri iasă prea devreme din casă. În lumina adevărului pe care îl credem noi ca și părinți la un moment dat. Corect. Și da. Dumnezeu să ne ajute să nu ne schimbăm din acest adevăr al Bibliei niciodată. Amin, amin. Du-ne în atmosfera unei familii cu 9 frați. Cu care dintre ei te înțelegeai cel mai bine și care era cel mai nesuferit? M-am înțeles... O perioadă mă înțelegeam cu următorul mai mare decât mine, o perioadă mă înțelegeam cu celălalt mai mare, cu primul. Și mai făceam noi partide între noi, secte, știți? Și luptam așa din prostia copilărească, unul împotriva altuia. Dar nu țin minte să fi avut un frate neapărat nesuferit în mod special. Temporar era unul nesuferit, după aceea era celălalt nesuferit. După eram eu nesuferit pentru mine și tot așa se schimbau rolurile. Da. Dar n-am avut neapărat animozități profunde pe o perioadă foarte lungă de timp. Făceam noi găști ca și copii, unii împotriva altora. Da. Nu. Probabil că ar fi criticați și părinții. Hai, domnule, cum să ai 9 copii? Deci nu te puteai opri la 2, la 3, maxim 9. Cum a fost? Da. Ați avut perioade când să n-aveți ce mânca, să n-aveți ce îmbrăca, să-ți fie rușine de ceva? Da, deci... A fost o critică, mi-aduc aminte când eram mic, mai auzeam discuții, deși părinții noștri se fereau să auzim lucruri, dar auzeam oameni care mai spuneau că de ce au avut așa mulți copii și se întrebau dacă suntem siguri baptiști. Eram baptiști. Da, țin minte că a fost în copilărie, mi-aduc aminte pe mama plângând, cred că în câteva instanțe, în care îi spunea tata că nu are la propriu cu ce să facă o ciorbă. Eu nu credeam, mi-aduc aminte acum, dacă retrăiesc momentul, nu credeam că nu are. Eu înțelegeam că ea se referă la faptul că ar vrea să facă o mâncare mai specială sau ceva de genul ăsta. Dar ea la propriu nu avea ce să arunce în ciorbă. Și tata îi spunea, fă deocamdată cu ce ai. Deși noi, chiar dacă am trăit la blocuri, am muncit foarte mult pământul. Într-un fel ca să câștigăm ceva în plus pe lângă ce aveam. Deci ați crescut la bloc, dar aveați o grădină undeva? Am avut, de exemplu, numai într-un loc am avut un hectar de pământ. Adică noi, viața noastră la bloc a fost foarte diferită. Noi la 4:30 vara ne trăzeam și plecam cu microbuzul la pământ și veneam pe la ora 10. Când veneam noi, copiii erau umflați cu ochii de la tablete sau televizoare și băteau mingea în fața blocului. Noi începeam să ne culcăm, să ne revenim. Deci a fost destul de dură adolescența, așa să zic, copilăria mea. Cel puțin din punctul ăsta de vedere, dar a fost bine, a fost o disciplină sănătoasă, mai ales când am făcut armata. Dacă ar fi să alegi din nou, ce ai alege? Să stai cu ochii în tabletă și să bagi mingea în spatele blocului sau să mergi la câmp să lucrezi pământul? Aș merge la câmp pentru copiii mei nu stau cu ochii în tabletă, adică le aplic același tratament. Le dau alte lucruri de care să se bucure și cu care să se joace și așa mai departe. Fără doar și poate, din perspectiva omului care sunt acum, îmi dau seama ce important a fost disciplina atunci. Dimineață de dimineață. Trezirea, mâncarea la treabă și tot așa. E o disciplină pe care generația mea nu o are, nu a exersat-o și este foarte greu să o folosească în domeniul spiritual. Vor totul să vină de-a gata, rapid, 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 toate lucrurile rapid. Foarte, foarte dificil din punctul ăsta de vedere. Mai ales că nu se mai face armată acum. Da, e o lecție bună să mergi să lucrezi pământul, să vezi că nu-ți vin toate pe loc și ușor, ci trebuie să lucrezi, trebuie să aștepți, trebuie să arunci sămânța, să exact. Treacă o vreme, să uzi, să sapi, să culegi burienile. Da, interesantă viață. A fost vreodată vreun moment când să-ți fie foame pur și simplu din cauza că erați prea mulți copii și nu era mâncare? Nu, nici vorba. Nu a existat niciun moment. Deci asta, de asta zic, nu... Mie discuțiile alea mi se păreau foarte, nu știu, ieșite din sfera reală. Nu, dădeam o altă semnificație. Sigur, ziceam, mama se referă la altceva. Se referă că vrea să facă alte mâncăruri. Nu că chiar nu este. Că noi n-am simțit niciodată la propriu să ne strângă tata vreodată să sună. Hai să ne rugăm că acum chiar nu avem ce mânca.
Nu mi-aduc aminte așa ceva. Deci nu... Dar au fost alte motive, alte cauze pentru care tatăl vostru să fi făcut așa un consiliu de familie? Hai să ne rugăm pentru problema cu tare? Da, mi-aduc aminte de exemplu că ne-am rugat să ne cumpărăm un microbuz. Și știu că ne-am rugat o perioadă îndelungă de timp pentru microbuzul ăla. Și am și primit la un moment dat. L-am primit, l-am cumpărat, nu mai țin minte pe ce cale au venit mașina aia în familia noastră. Ați încăput toți 11 în microbuz? Nu chiar, dar ne îngrămădeam noi acolo. Nu chiar. Interesant. Ce ai sfătui pe tinerii părinți care poate au deja unu, ce mulți copii, unu, sau poate au deja doi, trei aici, deja e catastrofal pentru unii. Ce ai sfătui? Să facă avor sau să aibă nouă sau cât să le dă Domnul? Da, bine, acum ideea de avort e scoasă din calcul oricum. De fapt, intrăm în discuția de planificare familială. Da. Un profesor de-a meu de la Oradea, înainte să mă căsătoresc, m-am și am vorbit cu el. Și am întrebat, frate, cum fac câți copii se poate sau... Și el zice, Dumnezeu îți va arăta. Mie mi s-a părut foarte riscant când va arăta Dumnezeu. Dacă Dumnezeu mi-arată să fac 11 sau 20, cum adică îmi va arăta Dumnezeu? Și adevărul că Dumnezeu arată pentru fiecare familie. Sunt multe fete care nu mai au trupul de a duce și de a naște 4, 5, 6, 7, 8 copii. Sunt persoane care au tot probleme cu coloana. De exemplu, soția mea la ambele operații a trebuit să-i facă de două ori anestezie, că nu mai prinde anestezia. Nu-i mai prinde anestezia la trup. Și eu cred că Dumnezeu arată. Dar problema este dacă noi gândim, aici cred că e punctul crucial, nervul discuției, dacă noi gândim că copiii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu sau copiii ne încurcă în carieră, în ceea ce vrem să facem noi pe pământul ăsta. Și eu cred că gândim greșit când avem ideea că altceva decât copii ar putea să fie o moștenire mai bună, o răsplată mai bună. Am putea să lăsăm într-un alt domeniu ceva mai important pe pământ. Eu nu cred că putem lăsa. Dacă lăsăm niște oameni, unu sau doi sau trei sau patru, cu cât sunt mai mulți, cu atât mai bine, niște oameni al lui Dumnezeu, nici ucenici ai Domnului. Deci nu scopul în sine de a avea copii, părerea mea este că e important, ci de a avea copii care îl urmează pe Dumnezeu. Copii care sunt martori pe pământul ăsta al Domnului Iisus. De ce crezi că am ajuns să trăim în această lume a infanticidului, a crimei, a omorului, pentru că avorturile, deci România este pe locuri fruntașe pe planeta Pământ la capitolul avorturi, uciderea copiilor, pruncilor nenăscuți cu bună știință și în mod deliberat. De ce crezi că am ajuns în această catastrofă incredibilă? Spunea Ioan Alexandru, poetul Ioan Alexandru, o femeie care avortează își transformă pântecele în sicriu, rămâne veșnic grea cu copilul pe care îl avortează. Eu cred că e un răspuns simplist și sunt multe alte răspunsuri, dar unul dintre ele este materialismul nostru al românilor. Mulți zic, dar noi nu trăim așa de bine în Europa, de ce vorbesc de materialism? Materialismul, faptul că eu nu pot să mă îmbogățesc, nu înseamnă că n-am dorința asta în inimă care mă mână. Eu am crescut auzind părinți, da, fiind imediat după Revoluție, m-am născut înainte de Revoluție, dar am prins perioada, da? Am crescut auzind în continuu oamenii spun, eu vreau ca copiii mei să o ducă mai bine, eu vreau ca copiii mei să o ducă mai bine. Și eu mă gândeam, numai noi nu vrem să ducem mai bine, în rest toți părinții vor ca copiilor să o ducă mai bine. Dar când te uiți la rezultate, și asta cred că i-a mânat pe mulți să-și omoare copiii. Dom'le, am unul sau doi și investesc totul în ăștia ca ei să o ducă mai bine. Mie mi se pare și asta o scuză pentru alte dorințe ale lor, dar cred că dorința de a acumula, de a duce mai bine o viață confortabilă, o carieră, să ai o altă mașină, să ai o altă casă, să schimbi în sfârșit bucătăria, să faci tot felul de lucruri, da? Cred că asta i-a împins la fapte necugetate, că în realitate oamenii nu sunt puși în temă cu ceea ce înseamnă un avort și ce implică și așa mai departe. Mai ales când vorbim despre o țară cu ghilimele de rigoale și multe note de subsol, o țară creștină. Deci e inacceptabil. Așa este. Cum definești binele, această dorință oamenilor de a o duce mai bine? Ce înseamnă binele? Bine înseamnă mulți bani sau dragoste din partea părinților? Sau cum definești tu binele acesta? Binele în perspectiva lor? Da. Sau în perspectiva biblică? În perspectiva ta personală. În perspectiva mea personală. Deci, în perspectiva mea personală, binele este ceea ce face bine sufletului. Dar e clar că noi trăim într-o generație și probabil că dintotdeauna a fost așa cu oamenii necredincioși, în care
binele este definit în mod principal în relație cu lucrurile materiale. Este bine atâta timp cât am, este bine atâta timp cât eu mă simt bine, este bine atâta timp cât sunt sănătos. Și atunci compromisul moral, spiritual devine profund. Devine profund când ăsta e factorul definitoriu al vieții mele. Mă hotărăsc să mă mut într-un oraș, fiindcă acolo câștig mai bine. Nu mă întreb dacă am, de exemplu, vorbesc pentru credincioși acum, dacă am o adunare sănătoasă în care să mă duc, asta mă duce, prin de voi apuca, dacă o fi, dacă nu o fi, asta este. Trebuie să mă duc. Da? E clar, binele trebuie definit de mine în relația mea cu Dumnezeu. Dacă ceea ce fac, mișcarea pe care o fac și îmi creează poate un confort material mai bun, întrebarea este dacă mișcarea aia îmi afectează relația spirituală cu Dumnezeu, da, cu familia, cu soția, cu copiii. Deci cum se schimbă dinamica familiei mele din punct de vedere spiritual și moral, în primul rând? Unde se vor duce copiii mei? Cu cine vor intra în contact? Toate lucrurile trebuie luate în calcul. Eu am făcut o mișcare foarte riscantă recent de mutare cu toată familia pe principiul ăsta. Pe principiul sănătății spirituale a familiei mele, nu doar a mea. Aici înseamnă că se pun în valoare două verbe, a fi sau a avea. Deci dacă a avea mă duce la bine, atunci este clar că nu voi fi niciodată bine și fericit. Dacă a fi, după voia lui Dumnezeu, mă definește, atunci ajung la fericire. Spuneai despre sănătate și nu pot să nu amintesc o glumă, spunea cineva, Dumnezeu ne dă atâta sănătate încât oricât am fi de bolnavi, sănătatea cu siguranță ne ajunge până la sfârșitul vieții. Da, corect. Da. Spune-ne, cum te-ai întors tu la Domnul, personal? Eu am crescut, cum ziceam, am crescut în familie de credincioși, dar am trăit ca mulți dintre copiii credincioși o viață dublă. Deci am avut, eu mă mir chiar și acum la modul în care cu o perfecțiune diabolică trăiam cum știam că trebuie să trăiesc acasă. Deci cu trecerea anilor am dezvoltat tipul ăsta de comportament. Iar când eram la școală sau ieșeam de sub privirile părinților, eram cu totul alt individ. Cu totul alt individ. Era, trăia o viață dublă, fariseu prefăcut? Da, deci nu era, exact, nu eram sub nicio formă, n-am fost născut din nou sub nicio formă. Dar acasă trebuia să respect regulile, ca să nu am repercusiuni. Ziceai și tu o rugăciune, mergeai la biserică împreună cu familia. Da, deci trebuia să fac treaba asta, pentru că, de exemplu, tata meu, dacă pleca la școală înainte să aibă el o discuție de două minute cu mine, el ieșea pe geam. Uitați, zice, Andrei, ai citit din Biblie? Și atunci era jenant pentru mine să mă audă colegii în fața blocului dimineața la ora 8 când plecam la școală, când mă întreabă tata dacă am citit din Biblie. Deci, citeam, îi spuneam scurt, da, am citit, m-am rugat și plecam. Deci făceam tot ritualul. Ritualul de dimineață. Da, nu se discuta. Deci la noi nu se discuta ritualul. Trebuia să-l faci, pur și simplu. Dar aveam o neplăcere profundă pentru cuvânt, pentru adunare. Mi-aș fi dorit și eu, totdeauna tânjeam, ca fiul cel mare risipitor, că și el a fost risipitor, mi-aș fi dorit să fac ce făceau colegii mei. Dar mă ținea faptul că o să afle tata sau într-un fel sau altul. Ce ți-ai dori cel mai mult să faci din ceea ce făceau colegii tăi? Da. Tânjeam să pot râde din toată inima, poate, la glumele lor, la prietenia lor. Cred că asta am tânjit cel mai mult. Nevoia asta socială de a fi acceptat de ei, ca și grup. Erau multe lucruri care nu-mi plăceau. La propriu, nu-mi plăceau. De exemplu, nu am fumat cu ei, nu am băut cu ei, deși mă duceam cu ei. Nu mă temeam să fac asta, dar nu-mi plăcea, pur și simplu. Nu-mi plăcea băutura, nu-mi plăcea gustul băuturii, când eram obișnuit cu el. Dar îmi plăcea compania lor. Doream din toată inima să fiu acceptat de ei. De băieții de vârsta mea. Asta cred că a fost cea mai mare tânjire, poate, a sufletului meu. Și care m-a și împins până la un anumit punct să fac lucruri pe care le făceau ei. Până într-un anumit punct. Care a fost momentul de schimbare în viața ta, completă? De schimbare din profundul inimii tale? Da, deci ultima perioadă a adolescenței spre tinerețe a fost marcată de ateism și important asta pentru ce au urmat. Mergeam și eu la noi se obișnuia aici să mergem la evanghelizări, când se organiza o evanghelizare de către o anumită biserică, chiar pe lângă orașul nostru Fălticeni. Ne duceam și noi și tata ne ducea și pe noi. Și am auzit și eu felul în care trebuie să întoarcă cineva la Dumnezeu. Să spună rugăciunea păcătosului sau să ridice mâna după predică. Și
Eu îmi doream într-un fel, mi-aduc aminte, deși eram adolescent și necredincios, plângeam nopți întregi în pat, pentru că avânsesem eu să nu suport anumite păcate. Și nu s-a întâmplat nimic. Mi se părea chiar că lucrurile devineau mai grave decât au fost înainte. Deveneam mai rău, făceam păcatele alea mai mult. Și nu, eram foarte confuz și am aplicat toate metodele la evanghelizare, am ridicat mână. Nu mai știu dacă am ieșit în față, dar de multe ori am zis, Doamne, trebuie să-L primesc pe Domnul Iisus în inimă. Îmi duceam acasă și spuneam, Doamne, te primesc în inimă. Gândeam conștient procesul ăsta. Nu s-a întâmplat nimic. Deci lucrurile mergeau din ce în ce mai rău, din ce în ce mai rău. Și după aceea eu am zis, mă, de fapt, cred că totul e o șaradă, e o aureală, nu e nimic în realitate. Dacă eu am făcut treaba asta de atâtea ori și nu se întâmplă, înseamnă că nu e nimic. După aceea am conștientizat eu, de fapt, care era motivația dorinței mele pentru schimbare. Convertirile false sunt foarte periculoase. Un om poate să-și dorească sincer să scape de păcat, dar dintr-o motivație greșită. Eu îmi doream să scap sincer de anumite păcate din viața mea, pe care eu le consideram mai grave, și anumite păcate care ajunseseră să deranjeze pe alții și să-i facă să mă respingă. Dorința mea de a scăpa de păcatele alea, în ultimă instanță, era legată de mine, ca eu să fiu acceptat, nefăcând în continuare lucrurile respective. Deci aș fi vrut să-L folosesc pe Dumnezeu să mă scape de niște păcate, ca să fiu acceptat într-un anumit cerc de oameni, acum credincioși, de care începuse să-mi pese și să-mi placă. Și dorind să fiu acceptat de ei, îmi doream și să scap de anumite păcate care deranja, ieșeau la iveală foarte rapid. Și poate mulți trec prin lucrul ăsta, vor să se convertească și zic, domnule, dar nu merge, nu funcționează. Întrebarea e ce motivație e în spate. Punctul exact sau perioada exact a fost momentul în care, după ateismul ăsta, pur și simplu am început să conștientizez prezența lui Dumnezeu. Inexplicabil, la propriu. Inexplicabil am început să conștientizez profund prezența lui Dumnezeu. E ca și cum simțeam, mi-aduc aminte sentimentul, simțeam că mă urmărește cineva, că cineva e în continuu pe urmele mele. Ceva ce n-am simțit niciodată până atunci, chiar și când n-am fost ateu, să spun eu, ateu în ghilimele, da? N-am simțit niciodată lucrul ăsta. Simțeam că Dumnezeu mă urmărește, că e pe urmele mele. Și prima tendință, după ateism, a fost să fug de Dumnezeu. Nu, domnule, dacă eu am vrut să mă pocăiesc, Dumnezeu nu a vrut atunci, eu nu mai vreau să mă pocăiesc. Și tot am simțit că Dumnezeu e pe urmele mele, că e pe urmele mele, că e pe urmele mele. Și ascultând mesaje, ascultând anumite predici, Dumnezeu a început să lucreze prin cuvânt. A fost o măcinare, un travaliu, aș putea să zic, de luni de zile, un fel de depresie, de descurajare profundă cu privire la mine. Eram sătul de mine, nici nu-mi dădeam seama că încerc să-mi conștientizez păcatul, nici nu-mi dădeam seama că apasă puternic asupra mea, până la momentul în care a venit eliberarea la propriu și am avut câteva sesiuni serioase de plâns, de pocăință, de cerere de iertare înaintea lui Dumnezeu. Cercetarea lui Dumnezeu a venit din multe puncte. Eu deja știam cuvântul lui Dumnezeu, știam ce vrea Dumnezeu. Dar lumina a venit în perioada asta, pe la 19 ani. Dintr-o dată Dumnezeu era o persoană cu care comunicai, nu mai era doar ceva așa, exact, a tatălui, a mamei, a părinților. Dar ciudat că nu am, deci n-a fost provocată de niște argumente, de o discuție neapărat cu cineva. Mi-aduc aminte că am ascultat odată, acum dacă realizez predica, s-o judec așa cu mintea, dar acum n-a fost ceva extraordinar, a fost o predică despre păcat. Pe mine m-a zdrobit profund, deci m-a trântit la propriu fizic la pământ predica respectivă despre păcat. Atunci am simțit și mi-am dat seama cât de mizerabil sunt și cât, cum erau farisei, ca niște morminte văruite, dar pe dinăuntru pline de mortăciune și de oasele morților. Și momentele astea de pocăință neinițiate de mine au fost cele care au făcut schimbarea, să zic, care mi-au adus o altă paradigmă, o altă paradigmă. Ce s-a întâmplat în viața ta? Cum s-a schimbat viața? Ce turnuri a luat din acel moment? Ce au spus ceilalți 8 frați ai tăi, părinții? Ce au spus despre viața ta? Da, primii care au observat au fost părinții. Mai ales că ei au știut de problemele pe care le-am avut înainte, problemele pe care le cream în grup prin comportamentul meu. La biserică aveam dispreț pentru cei credincioși, chiar dispreț pentru tata care era credincios. Și schimbarea a fost
foarte puternică. Imediat după clasa 12, când s-a întâmplat lucrul ăsta, am lucrat la un frate din biserică care avea o livadă și eram șofer, ori mai vindeam la un magazin pe care el l-avea în piață și mi-aduc aminte în public, în piață, cum erau sute de oameni care treceau pe acolo, aveam o Biblie verde din care citeam cărți întregi în fiecare zi. Sau cărți mari, Ezechiel, Isaia. Pur și simplu aveam o sete inexplicabilă pentru mine, pentru cuvânt. Citeam Scriptura, asta a fost unul dintre șocurile pentru mine. Citeam Scriptura extraordinar de mult. Extraordinar de mult. Când plecam cu mașina, eram șofam, aveam niște CD-uri cu muzică de frate Wagner. Aduc aminte că plângeam pe drum. Eu nu eram sentimental, nu plânsesem cu lunile de zile. Mă cerceta orice idee despre Dumnezeu, orice idee despre Hristos, orice idee despre jertfa lui, care erau obișnuite pentru mine, trebuiau să fie obișnuite. Orice lucru avea un impact foarte puternic pentru mine. Foarte, foarte, foarte puternic. Astea sunt două lucruri majore care s-au întâmplat atunci. Am început să mă rog și am început să citesc foarte, foarte, foarte mult Scriptura. Și tata, părinții au observat primii schimbarea asta. Am început să mă apropii de tata, care era un om duhovnicesc, de care până atunci mă feream ca de cel mai mare dușman al meu. Pentru că mă citea, mă cunoștea, mă confrunta și nu-mi plăcea. Asta au fost două mari schimbări și pentru biserică am început să simt ceva, am început să mă doar anumite lucruri pe care le vedeam că nu sunt cum trebuie. A fost, într-un fel, întoarcerea la Dumnezeu a generat în mine și o atitudine nepotrivită față de biserică, pentru că m-am simțit puțin trădat de frați. Doamne, eu de ce n-am auzit niciodată că convertirea e așa? De ce n-am auzit niciodată că nașterea din nou e așa? De ce am crescut cu senzația că dacă țin regulile astea și dacă vin la biserică, dacă mă rog și dacă nu fac ceva păcate scandaloase, totul e în regulă? Deci am început să am discuții cu tata puțin mai serioase, așa să zic. La noi în biserică ce se întâmplă? De ce nu văd întoarcere din asta lui Dumnezeu? Eu n-am provocat lucrul ăsta. Unde-i puterea lui Dumnezeu? Unde-i prezența lui Dumnezeu? De aici a pornit așa o căutare după Dumnezeu a mea. Doamne, ce se întâmplă cu biserica? Am început să mă rog pentru biserică, să mijlocesc, să-mi doresc să văd alți tineri, alți oameni întorcându-se la Dumnezeu. Dramatic, să se vadă o diferență majoră. Atunci am intrat în contact și cu literatura scrisă de Toze, care a fost un alt șoc. Pentru mine a urmat o perioadă, chiar și după ce m-am întors la Dumnezeu, o perioadă de depresie la propriu, în care îmi conștientizam mai mult păcatul, mai mult, mai mult, mai mult. Îmi regretam anii trăiți fără Dumnezeu ca și cum aveam 40 de ani. Mi se părea, anii de liceu pierduți, mi se părea o perioadă extraordinar de lungă și pe care ar fi putut să o fructific pentru Dumnezeu. Ai început să arzi pentru Dumnezeu, mâna de Duhul exact. Sfânt al lui Dumnezeu. Exact, exact. La final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne că sunt printre ascultători mulți care tot așa cochetează, dar în lume își trăiesc viața cum cred ei că este bine, în sub ochii bisericii și a familiei trăiesc într-un fel și afară într-altul. Da. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, mai avem un minut din emisiune, putem să ne rugăm. Sigur, sigur. Tată, îți mulțumesc pentru că din veșnicie ne-ai luat pentru tine, pentru Iisus, îți mulțumim pe care l-ai trimis ca să absoarbă mânia ta, să satisfacă dreptatea ta, să șteargă păcatele noastre, pentru Duhul Sfânt care ne cercetează, ne luminează, mântuiește, regenerează, dă pocăință, dă credință. Mă rog, în special pentru tinerii, Doamne, din familii de credincioși care trăiesc viața dublă pe care am trăit-o și eu, care nu înțeleg și nu văd frumusețea Domnului Iisus Hristos, mă rog să le cucerești inimile, să-i cercetezi, să-i atragi la tine, să zdrobești inimile de piatră. Știu că ai puterea aceasta, Doamne, să le topești ca ceara, Doamne, cum ai făcut și cu a mea, Doamne. Mă rog să pui dragoste în viața lor și să-i avut să înțeleagă că viața fără tine la propriu nu are niciun fel de sens, Doamne, că Tu ești nădejdea noastră, că Tu ești viața noastră, că până la urma urmei depindem de Tine toate lucrurile, Doamne. În Tine avem viața, ființa, mișcarea și îți dăm Ție glorie pentru lucrul acesta. Ne rugăm ca în familiile de credincioși din România, Doamne, să existe o conștientizare a importanții disciplinilor spirituale, a importanții educării copiilor în frică și temere de tinere. Ne rugăm pentru o trezire spirituală, Doamne, pentru o înviorare a adunărilor noastre și îți mulțumim că prin Duhul Sfânt poți să faci lucrul acesta. Slăviți să fii în veci. Amin. Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu Andrei Croitoru. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.